peste 7.000 de locuri de muncă au fost puse la dispoziția șomerilor în cadrul unui târg al locurilor de muncă organizat la Chișinău. Angajatorii au venit cu oferte în diverse domenii, iar organizatorii susțin că cei mai interesați de a se angaja sunt tinerii. Programatorii, contabili, managerii sau bucătarii sunt doar câteva dintre ofertele vacante anunțate de către angajatori la târgul locurilor de muncă. Mâine numai să sunăm, să ne interesăm, adică să vorbim, de poate ne angajăm. Cum am fost scotare, e timpul deja să ne oprim acasă. N-am găsit nimic, mi-au propus câteva vacanțe. Любой вариант может быть рассмотрен. Orice ofertă de muncă este binevenită. Sunt din Ucraina și îmi caut un loc de muncă pentru a supraviețui. Au fost foarte mulți tineri astăzi, au fost studenți, au fost cursanți, care nu are nicio experiență, nu au studii, acceptă locuri de muncă necalificate. Angajatorii solicită asistenți medicali, conducători auto. La eveniment au fost 25 de angajatori care oferă peste 2000 de locuri de muncă, iar Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă Chișinău anunță în capitală alte 5000 de oferte. Angajatorii, într-adevăr, reduc lipse de forță de muncă. Angajatorii au prezentat diferite oferte, atât și din instituții bancare, funcții publice. La târgul locurilor de muncă au fost prezente peste 500 de persoane.